Nu te văd. Nu mă vezi? Nu. Ce părere aveți despre decizia președintelui de a eutanasia câinii în timp de 30 de zile de la, dacă nu îi ia cineva spre adopție? Nu, nu sunt de acord cu asta. Să înțeleg că sunteți o iubitoare, sunteți o iubitoare de animale. Da, normal. Și ați fi dispusă să adoptați un cățeluș? Nu am curte, stau la bloc, am un motan. Pe care îl iubesc și îl cresc de când era mic. Mulțumim. Cu plăcere. Voi dați un mic la noi? Bine. Ce părere aveți despre decizia președintelui de a eutanasia câini în timp de 30 de zile? Doamne, atâta vreme cât pune în pericol viața unor copii și chiar și persoane adulte, trebuie să se ia o măsură, nu? Să înțeleg că sunteți de acord cu decizia luată de președinte. Nu știu, ceva trebuie să facă. Deci ceva anume. Iar persoanele care se ocupă cu această problemă să ia măsuri sau să verifice dacă într-adevăr câinii care sunt adoptați sunt acolo de, lângă persoanele care le-au adoptat și răspund de ele. Despre decizia președintelui României despre eutanasierea câinilor în timp de 30 de zile, dacă nu ia nimeni spre adopție? Ce să zic, într-un prim plan ar fi bine. Pe partea cei iubitori de animale nu cred că sunt de acord. Dar pentru copii, pentru protecția lor, ar fi bine să-i mai dăm deoparte. Dumneavoastră ați adopta un câine? Nu. Nu. De ce? Pentru că am copilul și nu pot să știu ce reacție are. Mulțumim. Ce părere aveți despre decizia președintelui de a eutanasia câini în timp de 30 de zile dacă nu ia nimeni spre adopție? Nu sunt în măsură să dau răspuns, nu. Dar dumneavoastră vă temeți pentru nepoței de câinii din oraș? Da, sigur că da. Dar trebuie să ia cineva o măsură. Trebuie să ia o măsură, dar nu știu, chiar așa să îi omoare, nu știu. Dar undeva, la un adăpost, să găsească o soluție. Dar nu știu, că sunt și ei suflet. Chiar așa să îi omor, dar nu știu ce să zic. Dumneavoastră ați adoptat un cățeluș? Am avut și mi-a murit și de atunci nu am mai adoptat. Bună ziua, ce părere aveți despre decizia președintelui de a eutanasia câinii? Da, bună, să-i omoare pe toți, că a mâncat copilul, maica, ai văzut? Și femeia tot în același loc. Să înțeleg că vă temeți pentru nepoții dumneavoastră. Bineînțeles, uite, acum stăm cu frică că e un dulău toate zilele aici în parc. Da. Da. Da, ați adopta un cățeluș? Eu nu, cam 5 am. Să înțeleg că sunteți o iubitoare de animale, păi dar totuși... Păi am în curte. Dar totuși vreți ca cei mai danesi să fie eutanasiați? Aia care mânca copiilor acolo, așa, în raza aia câine, să-i împuște, să-i dea dracu, nu vezi că a mâncat și femeie? Păi zău așa! Păi? Am vrut să uite la aia, dar eu mă pune dracu și zic, doamnă, mai bine dați-l la copilul ăla să mănânce. Ăștia ei se preaba societății, nu le dau. Ăștia n-are gură să ceară. Și da? Rea? Păi dai la câine și la copilul ăla, nu? Traian Băsescu de a eutanasia câini în timp de 30 de zile. Păi am o părere proastă, pentru că sunt și ei niște suflete și nu trebuie să facă treaba asta. E adevărat că a făcut rău, dar să găsească altă soluție. Dumneavoastră ați adopta un câine dintr-un centru? N-am cum, că stau la bloc și n-am cum. N-am unde să-l țin. În condițiile în care ați avea o curte, ați adoptat? Dacă aș avea, aș adopta, că chiar iubesc animalele foarte mult. Foarte mult. Da, iubesc foarte mult, dar nu am cum, stau și într-o garsonieră și vă dați seama că nu... Am înțeles, ați ține la curte chiar dacă ați avea copii. Chiar dacă aș avea, da, da, da. Mulțumim! Despre decizia luată de Traian Băsescu de eutanasia câinii. Cred că e o decizie mult bună și trebuia luată de mult. Sunteți de acord cu eutanasierea câinilor în timp de 30 de zile? La ce se întâmplă în România, ar trebui să fim de acord cu toți. Acei iubitori de câini și de animale în general, se pare că n-au făcut nimic în sensul acesta și ei s-au mulțit din ce în ce mai mult. Simțiți o amenințare pentru copiii dumneavoastră, câinii din Giurgiu? Nu chiar, pentru toți oamenii există o amenințare. Mulțumim. Pre decizia luată de Traian Băsescu de a eutanasia câinii. Sincer, prefer să nu comentez.
Dar nu credeți că este o decizie bună în condițiile în care aveți copil? Nu. Nu cred că e o decizie bună. Sunt prea mulți factori care trebuie luați în considerare. Să înțeleg că iubiți animalele. Ați lua un câine spre adopție? Nu. De ce? Pentru că am copil mic. Dar peste câțiva anișori, în timp ce copilul crește, i-ați lua un prieten? Am avut câine și probabil că o să mai îmi cumpăr când o mai crește. Ce părere aveți despre decizia luată de Traian Băsescu de a eutanasia câinii? Foarte bună. Sunteți de acord? Da. Simțiți în câinii vagabonzi din Giurgiu o amenințare pentru copilași când o să crească? Și pentru copilași, chiar și pentru vârstnici, nu numai pentru copilași. Deci sunt o amenințare, că și eu am avut conflicte cu ei. Da, sunt de acord cu decizia care a luat-o, e foarte bună. Ați adoptat un câine? Nu. Mulțumim. Aveți despre decizia luată de Traian Băsescu de a eutanasia câinii în timp de 30 de zile? Nu știu ce să zic. Dacă s-au omoare copii mai bine, da. Sunteți de acord cu decizia? Da. Simțiți o amenințare din partea câinilor din Giurgiu? Da, sunt foarte mulți. Mulțumim. Aveți despre decizia luată de Traian Băsescu de a eutanasia câinii? Nu, pentru că am și eu două pisicuțe acasă. Dar ați fi dispusă să luați spre adopție un câine? Dacă aveam bani, să știți că îi luam pe toți și deschideam la țară unde am casă, da? E salariile cum sunt și... Mulțumim! Decizia luată de Traian Băsescu, da, eutanasia câinii. De Băsescu? N-am nicio părere. Uite! Mulțumim! Să că nu mai spun nimic de căței. Iasov, care era ascuns, e de un mijloc. Așa. Și pentru că era puțin răcit, lupul a strănutat. Apciu! Ha, lupul a strănutat.
Apciu. Ba da, și atunci Edu de sub copaie i-a zis să-ți fie de bine, nănașule. Ba da, cum nu știu, bă, l-a scos de sub copaie și l-a mâncat și pe Edu mijlociu. Este? Hai că știu povestea, cum se... Și a început să-l caute și pe Edu cel mic. Așa, l-a căutat, cel ce l-a căutat și nu l-a găsit. Și atunci... Și din ușa a început să cânte iezilor ca să-i deschidă. A început să le cânte, cânte celul acela. Trei iezi cucuiești, ușa mamei descuiești, că mama va duce vouă, lapte, icre, brânză, ouă. A, gata, gata! Ești ușa mamei descuiești, că mama va duce vouă, țuică, vin, mică. Ah, aveți grătească tot felul de bunătăți pentru lucru, ca să mănânce. Ca de exemplu, pizza, 4 stagioni. Bă, da, și l-a invitat pe Lup la masă. L-a pe Lup la masă, ăsta, așa, și am uitat să vă spun, gata, mi-am văzut. Pe acolo trecea și un vânăt frumoasă și bun peșteu. Bravo! Bravo! Pentru că tu, uite, mai este o ciocolată. Cum te cheamă? Te rog frumos, pentru că m-ai susținut aici ca un adevărat... Vladu! Păi se poate? Care vrea să vă spună câteva cuvinte. Vă rog! Dragi copii, vă mulțumesc că ați venit aici. Să mulțumim actorului Toma Vasile, care v-a spus o poveste foarte interesantă, nu? Da! Ce să facem acum? Să-l trimitem să mai învețe povestea, că nu știe bine. Da? Până o învață pe aia bună, a fost frumoasă și asta. Da! Da? Aplauze pentru Toma Vasile. Pentru voi! Bravo! Cel mai mare actor din Giurgiu. Ideea este următoarea. În fiecare lună, ultima sâmbătă din lună, vă așteptăm aici. Da? Da! Deci, la părinți, le spuneți, faceți socoteala când este ultima sâmbătă din lună și vă așteptăm la concursuri aici. Avem în continuare, în fiecare lună, concursuri frumoase pentru voi. O să vină iarna, concursul de săniuțe, cel mai frumos om de zăpadă, de patinaj, și mai gândim și cu voi ce concursuri frumoase să facem, da? Vă bucurați? Acum pentru toți cei s-au înscris la desene, să facem...